găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul în această seară, noul președinte al Federației Române de Fotbal, domnul Mircea Sandu. Nou, de ce? Păi ați fost și sunteți în continuare. Absolut. Bine ați venit. Bine v-am ce noroc aveți cu rezultatele astea. Felicitări pentru... Fotbalul este rezultatul de încă o necunoscută, vedeți? Da. Se întâmplă ca Danemarca, echipa Danemarcei, cea care ne-a învins cu 5-2, astăzi să pierdă cu 2-0 cu Bosnia. Da, Danemarca e o echipă puternică, am constatat acest lucru, am văzut și la Mondial. După meciul de în seara asta nu n-aș spune. Am greșit în mai toate fazele în care i-au marcat. Și meciul ăla, pe terenul acela greu, chiar mă gândeam în mașină, până la urmă, mușchii și articulațiile jucătorilor danezi au fost înmuiate în terenul, și acum... terenul după rațional și asta s-a mai putut. Păi da, astăzi n-au arătat nimic, adică da, Bosnia-Herțegovina... Da, Bosnia a jucat foarte bine tactic și cu individualități bune, au făcut un pressing important la centrul terenului. Trebuie să le spunem telespectatorilor că și Norvegia și Danemarca urmează să joace în Bosnia-Herțegovina. Da, amândouă se deplasează în Bosnia-Herțegovina. Din calculele pe care le-am făcut eu înainte de a intra în subiectul nostru, ca un miezul discuției, ar fi de ajuns să-i batem pe norvegieni acasă la Oslo și ne-am asigurat locul 2 cel puțin. În situația în care îi bate Danemarca acasă. Ei joacă pe 7 iunie cu Danemarca în Danemarca. Danemarca-Norvegia. Cu atât mai mult ne calificăm noi pe locul 2 în grupă dacă Danemarca ia bătaie și la Norvegia ca și de la Bosnia-Herțegovina. Noi să câștigăm și ultimul meci. Nu, important este acum să nici ne concentrăm. Nici nu trebuie să mai câștigăm pe ultimul. Ca să terminăm pe primul loc. A, ca să terminăm pe primul loc, da. Deci vedeți că sunt atâtea neprevăzute. Sigur că tristețea noastră este după acest meci cu Danemarca. Cu condiția să batem și noi pe cineva. Păi da, da. Noi am bătut pe Luxemburg și... Se pare că grupa asta, da, nu vreau să am decât în privința meciurilor de afară. Sunt rezultatele echipelor din deplasare. Sper că noi cu Bosnia și cu Luxemburg acasă să putem să câștigăm meciurile. Și în deplasare să se confirme regula acestei grupe. Uh-huh. Pentru că acasă n-au câștigat decât Norvegia cu Bosnia și Danemarca cu Luxemburg. Noi cu cine avem? Cu Norvegia avem în deplasare. Noi avem cu Bosnia pe 7 în București, sper, și apoi în Cum Norvegia. Cum în București sperați? N-aveți gazon în București? Păi, depinde. Noi trebuie să anunțăm în 3 zile locul de desfășurare. Și n-ați hotărât unde va juca România? Mâine vom decide. Și unde? Care sunt variantele? Păi, nu putem să riscăm cu naționalul acum. În situația în care este astăzi, nu putem să-l dăm, după părerea mea. Dacă jucăm în București, eu apreciez că cel mai bun teren pe care se poate juca la acest moment este Dinamo. Mai ales că și-au inaugurat și Nocturna. Uh-huh. În provincie trebuie să ai aeroport internațional. Dar te lovești, ar fi Timișoara, Cluj, Constanța. Dar te lovești de alte inconveniente. Pe cât e meciul cu Bosnia? 7 iunie. 7 iunie și cu Norvegia? 11. Plecăm duminică imediat după meci. Ăla e sâmbătă și ăla miercuri. Sâmbătă și miercuri. Da. Da, Bosnia a intrat în cărți acum cu victoria în deplasare. Dacă sigur, bate acasă Bosnia, în Norvegia... Bosnia mai joacă două meciuri în deplasare. Joacă în... România? În Luxemburg. În Luxemburg. La Luxemburg bate. Și mai au acasă cu Norvegia și cu Danemarca. Da, destul de interesantă grupa. Interesantă grupa. De ce vă cer mai multe voci de misia? Păi așa se practică în România. După părerea mea. Se practică, în ultimii 13 ani, la o nerealizare, la un insucces, întotdeauna și te referi spre cel care e undeva... De ce spuneți că s-a cerut demisia noastră după necalificarea României la ultimul campionat și acum? Până acum nu știu. S-a mai cerut. Când? Eu chiar mi-am depus mandatul în 92. Din 92 încoace vorbesc. Domnul Tucă, nu asta e problema. Că mi se cere... Este că vor mulți care vor ca dumneavoastră, domnul președinte. Cer nespecialiștii. Nu e adevărat. Cer oameni din presa sportivă, cer oameni, nu e adevărat. Din presa sportivă sunt foarte puțini la număr care sunt jurnaliști de sport, de fotbal. De fotbal în sensul pur al interpretării, al aprecierii, al expunerii într-un anumit articol a activității unui meci, a caracterizării unui meci, a unei cronici despre un meci. Ceea ce eu mi-aduc aminte când eram copii sau chiar când jucam, că întotdeauna în sportul popular citeai cronici de meci, dar care se referau la meci. Eu cred că trebuie să o lămurim. Eu am un mandat care se încheie în 2006. Sunt alesul oamenilor de fotbal, 270 și ceva de membri.
Numai ei pot să solicite, și este dreptul lor și totdeauna mă voi supune, demiterea președintelui sau a comitetului executiv. Și întotdeauna mă voi supune statutului deci federației și dorinței oamenilor. Deci dumneavoastră veți pleca din această funcție, să spunem, numai în momentul în care cei care v-au ales votează demiterea dumneavoastră sau nu absolut, vă mai votează. Absolut. Sau dacă îmi depun candidatura în 2006 și nu sunt ales... Iar vă depuneți candidatura, că nu e cam politică. La câte mandate aveți dreptul? La 100. Dacă trăiesc 400 de ani, mă atâta remi. Nu există în fotbal... Nu există o limitare. Nu s-a pus o limită, nicio țară nu există limită de mandat. Spuneți-mi ce se întâmplă dacă România nu se va califica acum. Văd că au reapărut șansele pentru echipa României și sunt șanse se poate de normal. Că sunt multe... V-ați gândit după meciul cu Norvegia, după meciul cu Danemarca să vă dați demisia? Sincer vă întreb. Domnul Tucă, nu neapărat să-mi dau demisia. M-am gândit că sunt puțin scârbit. Și vreau să mă explic de ce. Eu am depus un efort în această activitate de fotbal după la 11 ani. Și când eram în teren și, sigur, suporterii adversarilor mai marcam și goluri, când te înjurau, înțelegeam că este situația din teren, jucători și așa e normal se întâmplă. Dacă îmi văd că un Gică Popescu, după 115 meciuri, este huiduit, de un stadion din România și nu e prima dată. E o reacție la cald. Domnul Tucă, sigur că nu știu dacă lumea reacționează sentimental în sensul de a aprecia ce a făcut Gică Popescu pentru echipa națională a României. Se vor decanta lucrurile siguranță. Se vor decanta. Lumea va aprecia ceea ce Dar eu fac acest apel. Așa, ca oamenii, așa cum și în Spania și în Italia și peste tot în lume, fotbalul e un spectacol. Cu un învingător și un învins. Un spectacol sportiv. La noi nu e numai un spectacol. Da, da. La noi este un fenomen social. Peste tot e un fenomen social. Nu știu, la noi mai mult decât în altă parte, pentru că bucuriile în România sunt foarte puține, iar una dintre bucuriile românilor este fotbalul. De acord, de acord. Aici e problema. Dar după 90, când efectiv am luat această activitate în necunoștință de cauză, pentru că eram de 3 luni de zile secretar cu juniori. Și în august, în februarie, secretar general ales și după aia, în august, 90 președinte. Și am luat-o de la zero și din punct de vedere al regulamentelor, a organizării, a administrării, a contractelor, a tot ce înseamnă organizarea și administrarea unei societăți, până la urmă. Și am avut și dascăl buni, și Mircea Angelescu, și Traian Tomescu, și alții care au fost în preajma mea tot timpul. Și n-aș vrea să cedez la un moment greu. La un moment în care fotbalul, eu trebuie să ies acum să cer, să solicit sprijinul, nu pentru Federația Română de Fotbal, pentru sportul românesc de investiții. De ce nu l-ați cerut mai devreme? L-am cerut de foarte mult timp. Și nu v-a fost oferit niciodată? Noi am obținut nu Federația bani pentru ea, ci am obținut în organizarea Campionatului European de Tinere din 98, 4 milioane de dolari investiții în infrastructură, în stadionele din București. Atât și nimic altceva. Noi plătim peste 700.000 de dolari pe an impozit la stat. Nu avem datorii nici față de jucători, nici față de terți, față de absolut nimeni. Și care este bugetul Federației pe un an, domnule președinte? În jur de între 2.500.000 și 3 milioane de dolari. Uh-huh. Eu chiar și suntem acolo. Putem să spunem că în sfârșit de an avem o rezervă de până într-o 100.000 de dolari. Și stau și mă minunesc cum aud niște cifre exorbitante pentru România, 5-6 milioane băgate la un club, care nu pot să-mi dau seama cum se cheltuie. Nu vreau să acuz pe nimeni, Doamne ferește, dar nu-mi dau seama cum se pot cheltui banii. Pentru că sunt contractele jucătorilor la cluburile mari, nu-s mai mari de 1 milion adunate. Încă 1 milion toate celelalte cheltuieli. Și diferența? Diferența ar trebui să regăsească în investiții, în activitatea de copii și juniori. Dar important este să se înțeleagă, odată pentru totdeauna, că în toate țările, în problemele de infrastructură, în sport, în cultură, în sănătate, în spitale, este statul cel care investește și trebuie să investească. Spuneați că nu sunteți contestat de oamenii de fotbal. Unul dintre cei care, să spunem, a făcut referire la dumneavoastră și destul de dureros este Gică Hagi, cel mai mare fotbalist român al tuturor timpilor, antrenorul pentru o perioadă al echipei naționale. Spuneați chiar astăzi în conferința de presă că sunteți surprins
de afirmațiile pe care le-a și făcut spus Gică un lucru Hagi, pentru care... că aveți o relație specială cu Corect, Gică Hagi. corect. Știți ce a declarat și care sunt declarațiile lui Eu Gică știu Hagi? Exact declarația lui că am trăit pe cârca echipei, jucătorilor echipei naționale. Nu sunt de acord cu această problemă, dar nu sunt de acord în totalitate, pentru că eu nu am trăit pe cârca echipei naționale. Eu am muncit pentru federație și pentru echipa națională. Și am spus și am remarcat că am adus la rândul meu în jur de 20 de milioane în federație, de dolari. Deci, asta nu trebuie să deranjeze pe nimeni. Înseamnă că am muncit destul de bine și am adus bani ca să putem să avem Bun, dar dumneavoastră de ce credeți că Hagi a făcut o astfel de declarație? Că nu cred că are ceva personal cu dumneavoastră. Eu nu o să fac un dialog televizat sau în presă. O să am o discuție cu Gică. Faceți, că noi la asta ne pricepem să vă punem în dialog. Dar nu trebuie să-l accept. O să am un dialog cu Gică fără doar și poate noi doi, ca doi oameni care ne cunoaștem de... Îl avem la telefon pe domnul Gică Hagi. Foarte bine, mă bucur. Bună seara, Hagi. Bună seara. Am văzut declarațiile pe care le-a făcut Gică Hagi astăzi și mâine apar în presă. Spune-ne, Gică, de ce aceste declarații împotriva, să spunem pe față, împotriva lui Mircea Sandu? Nu sunt împotriva lui Mircea Sandu, mi-am dat și eu cu părere și eu cred că trebuie să-mi dau și eu cu părerea, nu? Absolut. Și cred că ești unul dintre, sau cel mai dreptățiță... Nu cred că am zis ceva greșit, am zis ceva logic, ceva care s-a întâmplat și eu nu cred că domnul președinte are ceva de obiectat în acești 12 ani. Eu zic că dânsul a trăit cu echipa națională. Asta da. N-a făcut singur banii, a făcut echipa națională, succesele echipei naționale. Și eu sunt puțin supărat pentru că am senzația că dânsul s-a dat cu ceilalți în ultima perioadă. Nu, Gică, eu sunt cu fotbalul, voi fi toată viața mea cu fotbalul. Păi dacă ca și tine am început, am început la 11 ani să-l practic, da, am 40 de ani de când fotbal. Cineva, când cineva spune despre noi că suntem niște mercenari, că suntem niște marionete. Am luat poziție. N-ați luat nicio poziție. Ba da, am spus că nu sunt de acord cu acele declarații. Vreau... pentru că jucătorii când au venit la echipa națională au venit cu sufletul curat, s-au bucurat să îmbrace tricoul echipei naționale și au dat totul din ei. Luăm declarațiile și vezi că așa este, Gică. N-ați luat, domnul președinte, n-ați luat nicio măsură. În plus, cât am fost antrenor la echipa națională, singurele persoane care ne-au atacat au fost cei de la ligă. Acum cu Iordănescu, singurii care îi atacă, îl atacă pe Iordănescu, sunt cei de la ligă. Dumneavoastră ați înființat liga aceasta. Dumneavoastră i-ați dat drumul în 96. Deci dezastrul fotbalului românesc a început în 96. Liga este și mi se pare că dumneavoastră aveți ca un scut această ligă când vreți să ne atacați sau... folosiți pe dânși. De asta cred eu că sunteți cu ei. Deci, Gică, oamenii aia de acolo nu cred că s-ar lăsa manipulați de mine sau manevrați de mine în niciun caz. Și nici prin gând nu-mi trece vreodată ca eu să mă duc la cineva, să lovesc în cineva indirect. Eu când am de spus... Dar de ce nu luați o poziție, domn președinte? Că dumneavoastră federația, am înțeles că poate să ia o poziție vis-a-vis de ligă. Federația Română de Fotbal, dumneavoastră care este domnul numărul 1 în România, hai să nu, Federația Română de Fotbal trebuie să ia o atitudine vis-a-vis de un om care denigrează imaginea fotbaliștilor care au dat 12 ani și au dat pentru România și antrenorilor care au dat și au dat pentru România. Când cineva ia o atitudine, eu cred că Federația Română de Fotbal, prin președintele Mircea Sandu, are dreptul să ia o atitudine vis-a-vis de președintele ligii și celor care au atacat acești oameni care au făcut ceva pentru fotbalul românesc, nu care au fost marionete, nu care au fost nu știu cum. Și atunci, eu văzând toate astea, cred că dumneavoastră v-ați dat cu ei. Dovadă, când am fost antrenor echipei naționale, mi-am dat demisia. Că m-ați lăsat singur. Eu ți-am propus să candidat. Vreau să-ți răspund la problema care ai pus-o legat de ligă. N-am niciun mijloc statutar să destitui pe cineva de la ligă sau să dizolvi liga. Nu liga are un statut juridic, are un aviz de la federație și are un certificat de identitate sportivă de la minister. Deci nu pot, eu pot să dau afară doar din salariații care am angajat în federație. Nu pot să mă implic într-o structură juridică organizată cu statut, cu personalitate juridică care se numește ligă. Și... Nu, dar noi intrăm în personalitatea juridică a ligii. Intrăm că în contextul în care federația, prin omul numărul 1 al României care conduce fotbalul, trebuie să ia o inițiativă dreaptă, directă, vis-a-vis de niște oameni care continuă să denigreze această generație și, și antrenorii care sunt, pentru că mai la urmă văd că și antrenorul și Iordănescu a ajuns să fie
criticat, în halul care a fost criticat după meci. Chiar s-a dat o formație despre din partea domnului era Liga Personală, domn Dragomir, i s-a făcut chiar o formație, dânsul și ceilalți. De ce ies când echipa națională în ultimul an? Pentru că 12 ani, cât am dat de mere la toată lumea, a fost bine. Dar în ultimul an, când știm că e o reconstrucție și un antrenor are nevoie de timp și de liniște și de un președinte care să fie cu antrenorul, vin ceilalți, atacă și omoară acești antrenori. Pentru ce? Toată lumea spune că suntem în momentul în care construim o echipă. E greu să ai rezultate. S-a dus generația aceea de aur. Nu mai e. Care dădea miere și câștiga rezultate și bani aducea în România. Nu mai e. Și atunci niște oameni care denigrează, atacă această imagine. Acești oameni care am fost făcuți toți jucătorii, nu mai eu. Deci ultimul, eu... domnul Iordănescu, a fost și eu încă o dată. Chiar așa federația nu poate să ia nicio atitudine? Nu pot. Eu cred că s-a văzut... Dar vorbește de o atitudine, de o poziție. Da, nu... Gica Hagi spune, domnule, am fost bun, generația de aur, 13 ani. Știi de ce n-ați luat? Că acum o lună, mie am văzut aseară emisiunea domnului Tucă, care a făcut-o, și domnul Țireacă, este un lucru mare. Dezastru, suntem acum, e momentul zero și e dezastru fotbalul românesc. Suntem aproape de colaps. Așa. Ei, acum o lună s-a votat colapsul fotbalului românesc, sfârșitul fotbalului românesc. Și dumneavoastră n-ați luat nicio inițiativă. Lumea toată din țară, eu spun ce zice lumea, și eu confirm acum, a spus niște lucruri. Deci s-a pierdut credibilitatea și imaginea fotbalului românesc. Datorită cui? În ultimii 6 ani, ce s-au făcut în țară? A spus inclusiv dumneavoastră, sunt blaturi, s-au făcut blaturi de toate. De ce nu se ia nicio atitudine? De ce se merge? Și atunci eu ce să credeam? Vin de 2 ani în România și cred că și Mircea Sandu e mână-mână cu ei. Dovadă, când eu sunt la echipa Gica, națională... Astea sunt acuzații, sunt acuzații... Băi, Gica... Mi-am dat demisia și am plecat, domnule, astea... de asta am plecat. Astea sunt acuzații foarte grele care le spui, apreciind ceea ce spui despre ligă sau campionatul și inter. Federație, eu sunt acuzații foarte grave că sunt mână-mână cu nu știu cine. Eu nu sunt mână-mână pentru că federația peste tot în lume nu se ocupă de campionatul intern. Se ocupă de reguli, se ocupă de investiții, se ocupă de echipele naționale. Sunteți omul numărul 1 în România. Cum nu vă ocupați? Și domnul Iliescu e numărul 1 și are și dânsul. În fotbal. Cum sunteți indiferenți față de fotbalul românesc? Adică... Adică vezi numai echipa națională care vă dă miere. Uitați-vă și la campionatul intern. De ce nu vă uitați la campionatul intern? Gică spune următorul lucru. An de zile... Adică cum? Federația Română, domnul Tucă, Federația Română, prin domnul Mircea Sandu, spune că nu-l interesează campionatul intern. E posibil așa ceva? Da, domnul Gică Hagi, campionatul intern din Italia nu este apanajul federației, ci al ligii. Da, dar trebuie să vă intereseze dacă sunteți organul suprem. Eu n-am spus că nu mă interesează, generală, dar nu pot să mă bag, să bagă federația peste ligă acolo. Hai să nu dezinformăm lumea. Dumneavoastră, prin adunarea generală, sunteți organul suprem cu comitetul executiv care îl aveți ca să vegheați ce se întâmplă în campionatul intern. Și am auzit de la dumneavoastră din gură, a spus că au fost blaturi. De ce nu se ia atitudine atunci? Gică, hai să-l ascultăm și pe domnul Mircea Sandu, domnul președinte. Deci Gică spune următorul lucru. 13 ani, generația de aur a fost bună. A adus miere, a adus bani, federație, imagine foarte bună. Și acum s-a trezit... Domnul Tucă, hai să terminăm cu banii ăștia, domnule. Domnule, banii ăștia au fost... I-ați adus și dumneavoastră, a zis calificarea echipei naționale. Da. Pe contractele care s-au făcut și reformulez ca să înțelegem ce vrea. Exact. Spune, a adus și echipa națională prin calificare, ați adus și dumneavoastră. Da. Și a spus că în toți acești ani, când echipa națională a fost bună, cu Gică Hagi în frunte, capitan de echipă și liderul unei generații, a fost bine. Acum când fotbalul românesc, echipa națională trece pentru o tranziție, ei sunt expuși atacurilor din partea ligii. Ei, jucătorii și cei care au devenit antrenori între timp, și dumneavoastră nu interveniți. Asta simte Hagi. Eu am dat ripostă față de unele declarații. Nu pot să dau afară, n-am aceste atribuții, n-am aceste împuterniciri statutare să dau afară. Nu, dar o declarație puteți să faceți, nu? Am luat poziție. Luăm presa de acum 2-3 săptămâni când s-au făcut niște declarații și veți vedea că am luat poziție și am spus foarte clar. Nu sunt de acord cu declarațiile pentru că eu știu jucătorii.
când sunt convocați, cum vin la echipa națională, cu ce plăcere. Dar poate să fie considerată persoană non-grată, domnul președinte. Cine Gică? Gică Dragă. Cel care a zis despre noi, fotbaliștii, că suntem cum suntem. Gică Dragă, adunarea generală e compusă din 270 de oameni, domne. Eu nu pot să mă duc... Nu, măcar să o propuneți, domnul președinte, măcar să o propuneți. N-ați propus nimic. A fost jignit generația de aur și antrenorul care a venit, care a făcut aceste rezultate. Au fost jigniți. Nu s-a luat nicio atitudine. Din partea federației trebuia să ne arătați că sunteți cu echipa națională. Mie personal nu mi-ați arătat. M-ați lăsat singur după meci cu Slovenia. M-am mulțumit că publicul m-a aplaudat, dar dumneavoastră m-ați lăsat singur. N-ați venit niciunul în vestiar. De ce l-ați lăsat singur cu Gică Hagi? Cum a fost cu demisia lui Gică Hagi? Haideți că puteți spune ceva. După meci, eu am avut o discuție, nu după meci, în seara meciului. Da. Am avut o discuție cu Gică. La vreo două zile. Și a spus nu pleca. Vreau să fiu manager general al echipelor naționale. Vreau să revedem contractul. Și a spus, bă, Gică, ok, prezintă-mi ceva scris. Ai 10 luni la dispoziție până la startul următoarelor preliminari. Și hai să ne vedem de treabă. La vreo două, trei zile avem și a zis, nu, domne, gata, vreau să-mi dau demisia. Bine, dar spune, v-a fost lăsat singur. Da, din domnul Tucă, pot să vorbesc și eu? Vă rog. Aseară ați avut pe domnul Țiriac în emisiune și a spus că a stat cu mine 4 ore de vorbă. Da. După discuția, după tot ce am observat eu la echipa națională, de aceea mi-am dat demisia. Pentru că m-am simțit trădat, vândut. Și vă spun de ce. Pentru că eu m-am dus la Mircea Sandu și am spus, cum m-ați lăsat singur în vestiar și mi-ați arătat că sunteți cu lumea cealaltă, da? Echipa, nu numai pe mine, echipa națională, nici pașapoarte nu le-au adus domnul Tucă, nici pașapoarte le-au lăsat la ușă. Eu îi spun lui domnul Mircea Sandu și el poate să vă confirme, rămân la echipa națională dacă îmi dați o garanție că rămân până când am șanse de calificare la campionatul european. Știți cum mi-a spus? Nu pot. Și am zis, mulțumesc, demisia e pe masă. Nu. Nu este așa. Giovanni e de față. Hai să fim serioși. Ți-am cerut să-mi prezinți pe solicitarea ta de manager. Domn președinte, la restaurant, la prietenul dumneavoastră am avut ședință, vă amintesc. Și v-am spus. Și ai spus că am zis să-mi prezinți, Gică. Ce să vă prezint? Ce înseamnă manager? Păi mi-ați prezentat dumneavoastră luni 9 puncte, domnul președinte. Și când vi le-am explicat că acele 9 puncte, luni, în ziarul de luni, după meci cu Slovenia. Și am venit la dumneavoastră în birou. Așa. Și m-am spus, domn președinte, cum puteți să-mi dați 9 puncte în ziar când eu am făcut cu tare? Ce mi-a zis domnul președinte? Ești mare antrenor. Dar mi-ați făcut în ziar praștie. Deci asta domne, mi-a zis și eu. Avem discuția între patru ochi am avut-o. Deci spun niște lucruri ca să înțeleagă lumea de ce Hagi a plecat de la echipa națională. Nu de frică. Nu. Pentru că mie nu mi-e frică în fotbal. Știu să pierd, știu să-mi dau demisia, nu mi-e frică. Dar merg cu oameni care merg cu mine până la capăt, care i-am slujit 13 ani. Am fost cu dumneavoastră 13 ani și la sportul câți ani? Am fost corect? Și eu am slujit și eu am fost corect și sunt corect în continuare. Am fost corect. De ce n-ați fost corect cu mine, domnul președinte? Pentru că îmi jucam și eu cartea mea, dar m-ați lăsat să mă facă cum să mă facă toți. În 3 zile am rezolvat meciul cu Ungaria și meciul cu Slovenia nu l-am rezolvat și ați vrut să mă faceți. M-ați făcut aproape, prietenii dumneavoastră m-au făcut dezastru fotbalul românesc. Groparul fotbalul românesc. Care sunt prietenii ai mei? Prietenii dumneavoastră de la Ligă și de la Comitetul Executiv. Dom'le, eu nu știu dacă am atâția prieteni în țara asta. Nu, dar lucrați cu ei împreună. Știți, eu cred că Federația fiecare dintre noi trebuie să activăm undeva și să avem domnul colegi președinte, de muncă. Federația și Liga sunt ca... Noi nimic, lasă Gică. Veniți voi mâine, luați tot fotbalul. Nu e de luat. Și să dea Dumnezeu să puteți să faceți mai mult decât am făcut eu, m-aș bucura. Domnul Tucă. Da, vă ascult. Vreau să dau și eu o părere de viitorul României, pentru că ne certăm în seara asta sau ne spunem o părere despre viitorul României. Vă rog. Domnul Tucă, Hagi o spune. N-o să avem, e dezastru și o să fie colaps. N-o să avem viitorul României. S-a speculat, s-a manevrat, s-a manipulat în presă că generația de aur vine să conducă. Noi nu vrem să conducem domnul Tucă, care tot ei au pus-o. Noi nu vrem, suntem tineri, vrem să învățăm. Știți cine trebuie să conducă? Persoane credibile, persoane care nu au făcut compromisuri. Și dânsii cred că e mai greu să mai... că sunt compromiși.
trebuie să conducă... Gică, eu nu sunt de acord cu tine. Generații de aur, domnul Tucă, deci cel puțin, din 90, în ceea ce mă privește, nu sunt de acord cu tine. Lăsați-mă, domnul președinte, să spun. În ceea ce mă privește, atunci faceți o emisiune la telefon, nu. Păi nu. Nu-mi convine. Ori venim împreună. Stai să termine. Nu, haide, că e Hagi, bare, dar nu-mi convine să stau aici mai mulțuiu. Să termine, Gică. De ce m-ați chemat să mă certe, Hagi, sau ce? Nu vă îndrăvați. Hai, domnul pe da. Dar nu vă chemăm. Am și o personalitate. Sunt și eu, fost jucător, sunt și eu mare, nu numai Hagi. Dar cine a spus că sunteți dumneavoastră mic și Hagi mare? Păi stau acum. Gică, te rog să termine. Vă rog să purtați o discuție. Domnul președinte, spune bine. Nu sunt numai eu mare. E Lucescu, e Iordănescu, e Enei, sunt Edinu. Aceste persoane, când vor veni să conducă fotbalul românesc, vom avea iară fotbal. Pentru că fotbalul românesc duce lipsă de imagine și de credibilitate. Alegeți-vă între voi și o să conduceți. Au fost, toți ați fost pe aici. Da. Toți ați fost. Mulțumesc mult. I-ați dat afară. Mulțumesc mult, Gică, pentru intervenție. Da, o să mă plăcere. Mulțumesc, bună seara. Așa, spuneți. Nu, mai ce să spun. Dom'le, dumneavoastră sunteți, puneți omul într-o situație, pe în fața unor declarații lui Gică Hagi. Cum să te aprecieze lumea? Sau cine are? Domnul Tucă. Gică n-a făcut apreciere la adresa, direct la adresa ba noastră. Da. Nu. Ba da, și încă o dată. Haideți că a zis că nu ați luat apărarea, că sunteți de partea celor care... Păi dacă sunt mână-mână, cu cine sunt mână-mână eu? Nu, întrebat, el crede că sunteți mână-mână dacă n-ați luat nicio poziție. Domnul Tucă, la echipa națională au fost antrenorii, în afară de Lucescu, în ultimii 13 ani, cei mai apreciați, după părerea mea. Deci a fost și Ienei, a fost și Dinu, a fost și Iordănescu, a fost și Pițurcă, a fost și Mircea Rădulescu, care a fost și cu Lucescu, a lucrat și cu Lucescu, a fost Gică Hagi. Eu zic că am adus cei mai buni antrenori, mai puțin Lucescu. Dom'le, Gică Hagi, domnul președinte, ați înțeles? Dar domnule, ce am eu cu Liga, domnule? Încă o dată să se înțeleagă, domnule. Păi nu a spus că din punct de vedere... Eu sar întotdeauna pentru jucători, domnule. Nu sunt de acord cu declarațiile care s-au dat la adresa jucătorilor. Că au luat bani, e dreptul lor. Că n-au venit cu sufletul, că n-au plătit impozite. Am luat atitudine, domnul Tucă. Dar mai mult decât atât eu nu pot să fac. Pentru a declara o persoană non grata, trebuie să vină propunerea din partea Comitetului Executiv, nu a unei persoane, domnule. Deci sunt probleme de reguli și de norme și de statute, care multă lume nu le cunoaște aceste probleme. Domnul președinte, aveți o situație pe care dumneavoastră o gestionați. Ok. Situația este următoarea. Avem echipa națională în momentul în care este, după eșecurile asta cu Norvegia și cu Danemarca. Stați o secundă, că n-am ajuns să discutăm. Pe de altă parte, Gică Hagi și alți jucători care fac parte din generația asta de aur nu mai suportă presiunea, declarațiile făcute de reprezentanția Ligii în funcție cu președintele Ligii, Mitică Dragomir. E o situație pe care trebuie să gestionați dumneavoastră, președintele Federației. Aveți această situație sau nu? N-am cum decât să vin să spun că nu sunt de acord, că astfel de declarații blasfemează o generație, rezultate, antrenorii care au condus. Asta le-am spus și le voi spune totdeauna. Dar eu nu pot să iau niște măsuri împotriva cuiva care... Al legislației noastre, al legislației legate de fotbal. Și dacă punem... Câtă pasiune am pus eu la echipa națională. Și nu numai la echipa națională. Am încercat să creez condiții similare, sigur, la un alt nivel. O treaptă puțin inferioară la tineret. Încă o jumătate de treaptă pentru juniori. Pentru că nu e numai echipa națională. Noi avem 9 echipe naționale. Deci am 9 echipe. Echipa națională... Vedem noi, un club are o echipă. Și mai are, de asemenea, 4-5 de juniori. Sigur că și ălea vin din spate, pot să asigure la jucători la echipa națională. La echipa națională, echipa națională. De acord că sunt probleme mari în fotbalul românesc. Sunt probleme mari în primul rând. Cum vedeți dumneavoastră? Așa, care sunt? În primul rând de infrastructură. A doua problemă este de competiții. Deci nu avem teren. Eu cred că sunt probleme la nivelul de schimb de generații. Sunt probleme la nivel de declarații. Deci nimănui nu face bine această atmosferă ostilă care există în momentul ăsta. Nu mai departe jucătorii... Nu știu. Domnul Tucă, numai în România. Da, președinte. Dacă în Italia... Eu vă spun ceva. Da. Și întrebați că sunt profesioniști, cei care joacă afară. Acolo un jucător nu deschide gura despre conducerea clubului. La noi, sau antrenor. La noi, uitați-vă ce se întâmplă, ce acuze și aduc unii altora. Sau chiar despre arbitri. E penalizat imediat. Deci trebuie să ajungem și din acest punct de vedere la această civilizație. Dar revenind la problemele majore ale fotbalului, nu că e blat sau nu e blată, că acum nu, probabil că nu mai e. Și am susținut la momentul respectiv. Am fost contracarat de numărul de voturi din Comitetul Executiv.
Nu pot să iau decizii unilaterale. Nu-mi permite statutul. Deci problema blaturilor trebuia demonstrată și de parchet. Pentru că putea, erau mijloacele specifice, sau poliție, nu știu cine, să-i mai și asculte, domnule, de 10 ani să vorbește de blaturi. Nu, blaturile astea să fac pe un interes. Interes financiar, probabil. Probabil, și da. Hai cineva să fie urmărit, să fie ascultat, nu știu. Știți cum a fost retrogradată Marsei, nu? Păi, după ce parchetul la măsuri. Și atunci federația, la sesizarea parchetului, că a fost un act de corupție pe bani, a retrogradat Marseiu. Eu n-am avut o astfel de dovadă până acum în federație. Păi va fi foarte greu, pentru că parchetul n-a investigat niciodată cazuri din fotbal. Păi aduceți-vă aminte de problema cea clouă cu Dinamo. Aduceți-vă aminte ce... Haideți, l-avem la telefon pe domnul Mitica Dragomir, președinte Legii. Bună seara, domnul Dragomir. Bună seara. Ați auzit declarația lui Gică Hagi în legătură cu, să spunem, cu dumneavoastră și cu poziția președintelui federației, domnul Mircea Sandu. Deci domnul Tucă, după părerea mea, Gică Hagi este îndreptățit să fie supărat pe mine. Pentru că eu am fost singurul care nu am luat atitudine atunci când el și cumnatul lui l-au schimbat pe Pițurcă, că în Pițurcă nu pierduse niciun meci de echipa națională și Mircea Sandu a fost șantajat să fie dat afară Pițurcă, că dacă nu, nu joacă ei și așa mai departe, și era normal să aleagă președintele federației, să aleagă pe cele două valori care nu aveau dreptate, dar Mircea Sandu fiind mai diplomat, să spun așa, și ținând, jucând cu el în echipă, ținând cu ei, bineînțeles că s-a făcut o mare nedreptate dându-l afară pe Pițurcă, dar eu am fost singurul care am ieșit în presă, m-am dus peste tot și am spus că s-a făcut o nedreptate. După aceea, eu am fost de acord împreună cu tot Comitetul Federal ca Gică Hagi să fie antrenorul echipei naționale. Dar am spus-o, domnule, părerea mea este că greșim. Gică Hagi, pe care toată țara l-a iubit ca fotbalist, a avut talent dat de la Dumnezeu pentru jucător de fotbal. Dar una este să fii jucător de fotbal și alta să fii din prima antrenorul echipei naționale. Și am spus să se ducă să ia o echipă, să antreneze întâi o echipă și după aceea sau să fie secund la echipa națională să învețe ceva meserie. Că să vedeți și cum se exprimă și dacă știe să lovească foarte bine balonul. Eu n-am văzut în lumea aceasta mari descoperitori sau ai lumii să fie director de întreprinderi sau ministri. Lăsați, dar sunt mari antrenori, mari jucători care au ajuns și mari antrenori. Au fost cazuri rare. Numai o secundă, dați-mi voie. Da, vă rog. Eu n-am influențat cu nimic plecarea lui Hagi de la echipa națională. Din contră, eu i-am spus, mă, Gică Hagi, te grăbește acum. Noi am făcut o prosie când te-am pus. Mințiți, domnul Dragomir, mințiți că nu mi-ați zis nimic când ați vorbit dumneavoastră cu mine. Când ați vorbit dumneavoastră cu mine, domnul Dragomir? Domnul Hagi, când ați vorbit, spuneți-mi când mi-ați spus dumneavoastră. Dumneata ai fost un mare fotbalist. Lasă-mă să vorbesc și după aceea poți să vorbesc cu dumneavoastră când vrei că ești mai tânăr. Dar să vorbiți corect, să nu mințiți, domnul Dragomir. Să mințiți iar publicul și lumea. Dacă a fost așa de corect. Gică, mă rugăminte, hai să termine domnul Dragomir și după aceea intervii în legătură cu ce a spus. Lasă-l pe domnul Dragomir. Vă rog, domnul președinte. Vreau să vă spun, pentru că dânsul a spus ceva înainte care cu eu, Mircea Sandu, că l-am forțat pe Mircea Sandu să-l înlocuiască pe Pițurcă. Mircea Sandu e de față, de asta v-am sunat. Să spună da. Păi eu am ales, la acel moment ca să lămurim problema între grupul de jucători a echipei naționale și antrenor. Nu m-au forțat jucătorii, nu mi-au spus că nu mai joacă dacă e Pițurcă, dar ei au creat această stare. Pițurcă, prin declarații, ei prin nemulțumirea față de declarații și atunci a trebuit să alegeți între antrenori și... După ce am avut discuții, numai puțin, după ce am avut... Vă rog frumos, v-aș ruga frumos să răspundeți. Cine l-a dat pe domnul Pițurcă afară? Eu. Eu am... Păi nu, am spus, domnul președinte. La presiunea celor doi jucători. Domnul Tucă, vă rog frumos să-i spuneți domnului Dragomir să nu mai mintă în fața... Deci eu am propus comitetul executiv și s-au acceptat. Bun, o secundă, Gică. Eu nu mint, eu spun lucrurilor pe nume. Gică, o secundă, te rog. Dumneata, ai fost un mare fotbal, dar caracter nu ai deloc, dumneata. Dumneata, în momentul când te-ai angajat la federație, ai primit $160.000
Pentru 2 luni jumate, de ce nu i-ai dat poftiți? Înapoi dacă n-ai, dacă ai respectat contractul să califice echipa? Îmi pare ai rău, dar reprecerea echipei naționale, ai făcut-o pentru față, bani, domnul Hagi. Și tot ce ai făcut, față, ai făcut pentru bani. Că ai fost vedeți mare talent, dumneata, nu-ți poate nimeni reproșa. Eu ți-am respectat, dumneitale, talentul de fotbalist. Dar restul, domnul Hagi, dumneata, ai un caracter care trebuie să-l, eu nu spun, să ți-l verifici, domnule. Nu se domnul poate, cum poți dumneata să spui aici că n-ai influențat darea afară a lui Pițurcă, când eu și, nu putem fi populația aceasta. Dumneata și Gică Popescu l-ați dat afară. Nu-i adevărat. Eu am fost alături atunci când domnul Adrian Păunescu a fost extraordinar de inspirat și v-a adus înapoi, pentru că dumneavoastră erați de atunci. Domnul Tucai, să vorbim despre așa, că văd că domnul Dragomir mută, mută din problemele dânsului, din problemele dânsului de la Ligă, Portugalia, mută discuția în altă parte. A fost singurul care a băgat tineret în echipa națională și vouă nu va conveni celor bătrâni și ați nenorocit echipa națională acum. Nimeni n-are curat să spună de Dragomir. Domnul Dragomir, păi de ce Gică Popescu acum a venit și a ajutat la echipa națională? E un mare respect pentru el ce a făcut. Dar acum ne-a nenorocit la acest meci. Domnul Dragomir, așa cum tu ca antrenor ai nenorocit echipa națională, că nu știai nimic, nu știai ce să le vorbești. O secundă. Domnul Dragomir, opriți-vă puțin să-l ascultăm și pe Gică după aceea, vă rog. Vă rog. Domnul Tucă. Vă rog. Aveți marturi pe Mița Sandu că eu n-am influențat cu nimic când Piții, comitetul executiv sau Mița Sandu l-a dat afară. Vă jur, am copii și Mița Sandu... De ce l-a dat afară Mița Sandu? Gică, hai să nu ne mai întoarcem la o poveste care a fost închisă. A fost și mărturia domnului președinte aici de față. Da. Haideți să vorbim despre problema care există acum și pe care ai deschis-o tu. Te rog să continui. Viitorul fotbalului românesc, domnul Tucă, nu cred că viitorul fotbalului românesc, care acest domn l-a denigrat, l-a făcut să nu mai fie numai blaturi. De 6 ani de zile când dânsul e acolo, sunt numai blaturi. Nu mai există lege, regulament. Datorită, în special mie și unde a fost nouă celor care îmi conducem, la Cornicești, de timpul dumneavoastră să făceam atâtea blaturi. Ai făcut tu atâtea blaturi în țara asta. Înțelegeți? Și tu vorbești acum de blaturi? Conduci, fotbalul românesc e condus de unul care a făcut blaturi toată viața lui. De asta suntem unde suntem. Iar tu ai luat bani pentru blaturile care le-ai făcut. Optiți, eu n-am făcut, domnule... Domnul, ai făcut blaturi, înțelegeți? Deci, dar nimeni nu are curajul să spună să rupă problema noastră. Eu nu spun că noi nu am făcut greșeli. Eu nu pot să spun că Mitică Dragomir nu a făcut greșeli. Dar a fi acuzat Mitică Dragomir că spune adevărul. Ce adevăr, domnul Dragomir? Iar acum, de ce nu m-ați dat afară înainte de a face acest fotbal intercorect cu riscurile care le-am făcut? N-ați spus că o să stați 100 de ani. Se termină fotbalul românesc cu dumneavoastră, domnul Dragomir. Trebuie să spunem lucrurile în cum sunt. De ce n-aștepta și alții să spună părerea? Ține ce spun eu, dumneavoastră. De ce nu am fost 20 de ani președinte de club? Domnul Dragomir. Ce-ați câștigat, domnul Dragomir, în ăștia 20 de ani? Unde ați fost președinte, domnul Dragomir? Unde ați fost președinte? Spuneți țări întregi. Unde ați fost președinte? Am fost... Ce-ați câștigat dumneavoastră? Ați câștigat vreo competiție? Am fost 4 ani la Râmnicu Vâlcea. Ați câștigat vreo competiție? Am fost 3 ani la Victoria. Ați făcut și ce-ați câștigat în meci? Domnilor, o secundă vă rog, vă întrerup doar o secundă. Domnul Dragomir. Asta e valoarea dumneavoastră, domnul Dragomir. Gică, o secundă. Domnul Dragomir. Deci Gică Hagi a spus în această seară că Mircea Sandu a trecut de partea dumneavoastră, cei care conduceți liga, cei care sunteți de mai multă vreme în fotbal, și cu asta s-a stricat tot ceea ce înseamnă atmosfera la echipa națională și fotbalul românesc. Vă rog să răspundeți la acest lucru. Domnule, culmea este că tocmai acum, de vreo 6-7 luni de zile, relațiile mele nu sunt tocmai bune cu domnul Mircea Sandu. Spre regretul meu,
Și eu vreau să vă spun că sunt și eu vinovat de multe lucruri, dar mai multe lucruri bune am făcut și am riscat foarte mult ca să punem acest fotbal intent pe un drum sănătos. Ne critic acum după ce l-am făcut sănătos. Iar înainte le plăcea. Când îi votam ca să facă fel de fel de prostii ei pe unde făceau. Să-și amintească domnul Gică Hagi, pe care, încă o dată, ca fotbalist, l-am respectat și respect și nu o să lui toată viața. Ca om, în schimb, ori nu știe, ori este învățat de altcineva să vorbească prostiile care le vorbește, ori chiar este departe de fotbal. Eu nu i-am vrut nimic lui Gică Hagi, decât i-am spus așa, Gică, nu poți să vii direct din fotbalist antrenorul echipei naționale. Nu poți, pentru că nu există în lume un student eminent ca să vină direct decanul facultății. Nu se poate. Și a dovedit că am dreptate. Ne-a curățat. Prin nepriceperea care a avut-o, ne-a curățat. Da, și eu îmi dau și eu. Și acum se insistă să-i dăm iar asta. N-am nimic împotrivă. Ce insistă? Să-i se dea ce? Ce insistă? Să-i se dea ce? Să fie pus la echipa națională. Bă, de unde știți asta? Tot se insistă. De unde știți și asta? Eu am spus, mă, oameni buni. Domnul Dragomir. Un băiat excepțional, dar putea să fie. De unde, domnul Dragomir, răspundeți-mi la un lucru. De unde știți că insistă să fie pus la echipa națională? Vedeți câtă diversitate. Păi, de ce domnul Dragomir, haideți că citesc. A venit la cineva dumneavoastră, ați auzit de la persoane din... Eu mi-am dat demisia. Când am avut un eșec, mi-am dat demisia. Să-mi spună domnul Dragomir, în 12 ani în România, cine s-a dat vreo demisie din conducători? Să-mi spună! Deci uitați că la echipa noastră, eu mi-am dat-o în 3 luni. Și stau de 2 ani și nu muncesc. Păi, dar dumneavoastră ai avut un eșec național. Am avut onoare. Eu mi-am dat demisia. Domnule, asta nu e onoare. Aceasta nu este o onoare, domnul Hagi. De ce nu e onoare? Asta este lipsă de curaj. De ce lipsă de curaj? Nu poți să... Domnule, nu poți... Vorbiți cu mine de curaj, domnul Dragomir, care am jucat unde am jucat. Domnul Dragomir, depășiți orice limite. Orice limite posibile, lumea asta nu mai vă crede. Chiar așa vreți să faceți diversitate? Domnule, vedeți-vă de treabă, domnul Hagi, dumneavoastră credeți deci că dacă a fost mare fotbalist, sunteți un mare înțelept? Dar sunteți conștienți ce spuneți? Vedeți, dumneavoastră, păi eu nu am curaj care am stăpâniți, dumneavoastră nu stăpâniți nimic, domnule. În afara faptului că știți bine fotbal și robiți bine balonul, dumneavoastră ați dovedit că ne-a spus pe butuci. Și ne-a luat și banii federației. Bun. Bine, noi v-am pus pe butuci. Haideți să ne oprim aici. Tu ca antrenor, ca selecționer. Eu am și stat pentru asta trebuie să te superi pe mine, te spun adevărul. Domnul Dragomir, eu am stat 20 de zile la echipa națională. Am rezolvat meciul cu Ungaria, care era foarte greu și nimeni din România n-a spus nimic. Și l-am rezolvat, am dus echipa la baraj. Mircea Sandu când și ai primit 160.000 de dolari pentru 20 de zile, domnul. Domnul Dragomir, lăsați să spun și o părere. Domnul președinte, nu mi-a pus obligatoriu că trebuie să merg la campionatul european și dânsul de față. N-am mers, am făcut o contraperformanță, publicul a văzut că echipa a jucat bine. Ne-a aplaudat. Numai dumneavoastră ne-ați atacat, domnul Dragomir. Băieții frumoși, ne-ați atacat pentru că nu, vine generația Hagi. De apare domnul care Hagi, e curată. Domnul Hagi, eu v-am luat apărarea la televizor. Eu am fost singurul care v-am luat apărarea la televizor. A fost 11 metri și trebuia să dea arbitru 11 metri. Amintiți-vă că eu v-am apărat la televizor. Nu, lăsați-mă, lăsați-mă să-mi dau cu părerea. Să mă atacați pe mine. Dumneavoastră nu aveți dreptate să mă atacați pe mine. Domnul Dragomir, am muncit mult în fotbalul românesc pentru fotbalul românesc. Degeaba. Puteți dumneavoastră să veniți cu un exemplu în care eu sunt vinovat de o trucare a unui meci în decursul vieții? Nu, eu nu vă... Spune, spune-te, meciul cu tare dumneavoastră ai făcut asta. Deci eu n-am spus că eu dumneavoastră știu. Da, eu nu spun că dumneavoastră ați făcut ceva. Eu vă spun că dumneavoastră și cu domnul președinte Mircea Sandu sunteți conducătorii fotbalului românesc și de 6 ani de zile e dezastru. În România se vorbește de dezastru și aici... toată lumea a vorbit și toată lumea e de acord, inclusiv guvernul. Domnul Hagi, domnul Hagi, oprește-te puțin, domnule, să spun eu dumitare de ce e dezastru fotbalul românesc. Atâta timp când pe sărăcia asta, orice copil la orice echipă talent se vinde pe sume mici în străinătate, cu 1,2 milioane, cum a fost Mutu și acum are cotă de 20 de milioane,
Cum tot ce a făcut afară, ce crește în fotbal migrează, nu se face echipe mari în România. Dar dumneata știi lucrul acesta. Dar nu poți, ai interes, știi dumneata care. Și atunci, domnul Hagi, să știi dumneata, că eu am spus-o la televizor, că echipe puternice în România nu se mai pot face decât ori cu bani, cum face Spania, Franța, Italia, aducând jucători valoroși de prima mână, nu de mâna a treia, cum aducem noi în România, ori să se pună bazele unui fotbal și jucătorii să nu mai plece până la 23-24 de ani, să putem să facem echipe competitive pe plan național. Bun. Dar acest lucru nu se pot face, domnul... Da. Mulțumesc, domnul Dragomir, Gică, te rog. Domnul Tucă, da. Vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să intru în direct. Și sunt atâtea probleme, domnul Hagi, pe care dumneata n-ai de un înțeles cu noi. Bun, vă mulțumesc amândorura pentru intervenții. Mulțumesc, domnul Dragomir, mulțumesc, Gică Hagi, bună seara. Da, mie nu mulțumesc, domnul Tucă. Păi nu, că acum o să mă uit la televizor. Nu. Era... Domnul președinte, sunteți președintele Federației Române de Fotbal. Există acest conflict, el se va adânci. Haideți să discutăm despre problemele importante. Nu. Este o problemă care va ține... Și ce vreau eu, este nu numai ce vreau bine, discutăm, vă rog. Hai să discutăm de probleme importante, care n-au fost băgate în seamă, deși au fost sesizate de-a lungul timpului, de nimeni. Dar de nimeni. Încă o dată, dacă statul nu se implică în problemele de infrastructură, în probleme de competiții școlare, pentru că Ministerul Educației și Cercetării nu face nimic, distruge cluburile sportive școlare. Nu avem educație fizică în școli, avem 40.000 de tineri în București cu droguri, avem nu știu câți cu alcool și cu discoteci. Și atunci e normal că nu numai fotbalul, domnule. Fotbalul poate a avut în acești ani rezultate foarte bune. Ceea ce a pierdut handbalul, ceea ce a pierdut voleiul, ceea ce a pierdut jocurile de echipă. Dar în momentul în care nu ești preocupat, cum au fost preocupați în Germania, în Italia, în Spania, mergem toți. Și vedem pe câte câmpuri sunt terenuri de-astea simple. Și vedem că au copiii vestiare la cluburi, că au copiii echipament la dispoziție, că Franța e foarte bine organizată cu centrele de formare, unde există un mini-hotel, unde există clase de școală, unde există terenuri, unde nu au probleme, unde au un program strict, unde peste ora 9 n-au voie să întârzie. Pe când vom ajunge acolo, deci făcute toate de consiliul local, de primării, administrate de ei, inclusiv salarizarea antrenorilor, inclusiv personalul auxiliar, tot echipamentul, tot. Pentru că Auxerre, un oraș de 40.000 de locuitori, se mândrește cu acea echipă de fotbal care a mers în Champions League. Vă dau exemplu pe Chievo, care are cât 5.000 de locuitori. Astea sunt problemele. Aici nu se poate spune. Eu sunt de acord că sunt probleme de fond, de fotbalul românesc. În sportul românesc. În sportul românesc. Și cine să administreze banii pentru sportul școlar și așa mai departe? Că dumneavoastră vreți autonomie totală, dar în același timp vreți bani de la stat. Nu vreau niciun leu. Dar ce vreți? Eu nu vreau niciun leu. Eu vreau ca statul să investească în infrastructura aceasta. Prin consiliile locale, prin primării. Guvernul maghiar a dat 100.000 de dolari. Să refacă toate stadioanele echipelor din prima divizie. De acord. Sunt de acord ca stadioanele să fie date... Să fie primăriilor. Nu cluburilor. Sunt de acord ca stadioanele să fie date echipelor. N-au nicio șansă. Sunt terminate. Nu vedeți că se bat ca să ia de la primărie stadioanele? Vă spun eu de ce. Că aici noi românii suntem mai cu șmecherii, domnule. Ca să aibă o majorare de capital și să atragă pe unii și pe alții... Cu bani. Domnul președinte. Nu, domnule, la primării stau cel mai bine. În regulă, sunt de acord cu că nu se joacă numai sport în școli cum era odată. Deloc. Că nu sunt stadioanele că să cad pe ele, că nu se investește. Dacă sunt foarte mulți care nu vor decât să scoată bani și nu să bage în fotbal. Și văd ca fotbal, ca nu are nimic împotrivă până la urmă, dar să bage și bani. Problema este alta. Problema importantă este Hagi Mitică Dragomir. Iertați-mă, mă pricep mai bine la ce înseamnă imagine. Domnule, țin mai fotbal mult cu Hagi decât cu Mitică și Mitică știe asta. Eu țin mai mult cu jucătorii echipei naționale decât cu Mitică Dragomir sau cu oricare alt om din fotbal. Și jucătorii știu asta. Dar nu pot să iau măsuri împotriva nici alu Mitică Dragomir, nici alu Valentin, nici alu nu știu cui de la ligă. Eu pot să iau măsuri de concediere pe lege pentru salariații federației care i-am angajat eu. Deci asta trebuie să se înțeleagă, domnule. N-am ce să fac. Aveți dreptate că n-aveți ce face din punct, dar Gică Hagi vrea o poziție din partea dumneavoastră atunci când
au fost atacați jucătorii echipa națională când a fost atacat. Da, am avut-o, domnul Tucă, încă o dată. Eu atunci imediat am răspuns într-un interviu. Domnul Mecesa. Dar nu asta. Domnul nu, președinte. Nu asta. Capul de afiș până la meciurile naționale vor fi acest scandal etern al declarațiilor. Da, pentru că ăsta există. Până să vorbim despre... Da, domnule, așa suntem. Ce vrei să ne schimbăm în noaptea asta? Păi trebuie să ne schimbăm. Nu ne putem schimba trebuie, dacă vrem. Cine credeți dumneavoastră? Domnule, nu se poate dezvolta fotbalul ăsta și echipa națională nu poate merge bine dacă există aceste conflicte atât de adânci și majore. Haideți să încercăm să restingem. Primul ministru, dacă acceptă un program și îl supune dezbaterii guvernului și poate să scoată o lege în Parlament de investiții, de consilii locale care să aibă aceste atribuții ale investițiilor. De acord, să spun păi poate să bage de... cineva bani când noi ne țigănim și vorbim numai de blaturi, de vânzări, de aranjamente, de furăciuni, de... Nu se poate. Și atunci, domnule, măcar hai să vedem, un an de zile, dacă ne apucăm pe un fond de liniște și lucrurile astea se întâmplă, vom vedea în primii 3 ani de zile o creștere. Dacă nu, hai să-i împușcăm pe iadul. Publicitate. Friday, Saturday night, we'd pile into a car, just cruise up and down the streets looking for a victim. Older kids saw this. They loved my activity, man. They loved my violence. I hated blacks. I hated Hispanics. So I became a racist recruiter, targeting kids to join the white power movement. When I started having kids, I started seeing my influence on them and how my racism was affecting a 3-year-old. This thing popped in my head. What do you guys be like when you're 15 and 17, man? See, I knew right then and then I was the worst thing my boys could ever got for a father in life. My mom says, would you ever consider speaking out against your former friends in the white power movement? Thought about it, and obviously know my choice because I am here. He used to consider himself to be a Nazi skin for 15 years, but now TJ's a traitor to the white race at the highest level. Terminate on sight. I got 80 kids into the white power movement. I made it a goal in my life to get 100 kids out. Whatever your journey, keep walking. So do you have any examples of this idea succeeding before? Well, no. But then it wouldn't be new. He'll be in touch with you very soon. Gentlemen. Very good. Thanks. Thanks. You're welcome. Hey, how'd it go? It went great. I need you out there. I'm going. I'm on my way. Please drink responsibly. A message from Johnny Walker. Stalinskaya, pentru cei puternici. Copii, ce poți face tu pentru ca ei să trăiască într-un mediu mai curat și mai sănătos? Vino alături de noi, Cif și Domestos, împreună cu Antena 1, continuă și anul acesta Circuitul Curățeniei. Un program care își propune curățenia și igiena locurilor în care copiii cresc și se joacă. Antena 1, Cif și Domestos te invită să intri în cel mai activ circuit al curățeniei. So do you have any examples of this idea succeeding before? Well, no. But then it wouldn't be new. We'll be in touch with you very soon. Gentlemen. Very good. Thanks. Thanks. You're welcome. Hey, how'd it go? It went great. I need you out there. I'm going. I'm on my way. Please drink responsibly. A message from Johnny Walker. Formula completă de vitamine și minerale. Vitamax. Sănătate și energie la maxim pentru toate vârstele. Vitamax. Auzi? Crezi că va... Nu știu. Da, tu. Crezi că va... Auzi, băiete, ia. Auzi? Crescova! Crescova. Vodka, nu glumă. Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Domnul președinte, sunt foarte mulți care întreabă apropo de bani, ce ați făcut cu banii, milioane de dolari care au venit de la primele de calificare, plus banii pe care vorbeați dumneavoastră. Domnul Tucă, estimând, fără o cifră exact,
Noi din participările la campionatele europene și mondiale, care au fost în număr de 5, începând cu Italia. 90 și până în 2000 inclusiv. Cred că am încasat în jur de 15 milioane de dolari. Și eu cred că am mai făcut în jur de 20. Deci că am gestionat cam 35 de milioane de dolari. Da. Plus minus ceva. Da. 60% din bani i-am dat premii jucătorilor. Am antrenori angajați în număr de vreo 14-15. La toate loturile naționale. Toate loturile naționale. Am 60 de salariați în administrație, comisii și așa mai departe. Am construit, să plătesc. Cazarea, transportul, banii zilnici jucătorilor și antrenorilor. Am construit, am investit în acea construcție care văd că toată lumea se ia de casa fotbalului acum. Păi când fotbalul merge prost, de casă. Am construit două terenuri. Păi ce să... Păi guvernul mi-a dat mie în 93, când ne-am calificat la campionatul mondial, cum mi-a promis, domne, îți dăm o clădire să ai să o federație. Nu, domne, au făcut șmecheria. Au dat-o altcuiva și eu am plătit 150.000 pe an, impozit, chirie. Chirie. Și am plătit 10 ani de zile din 92, 91, 92, am plătit chirie 150.000 de dolari pe an. Deci care a fost ajutorul? Și atunci ce a trebuit să-l fac? Bine, și fără niciun ban de la statul român. Și la casa fotbalului cât ați băgat? 2.200.000. Și am băgat aproape 2 milioane la Mogoșeni și am făcut două terenuri de fotbal, cu nocturnă, cu tribună, cu toate astea. Astea sunt lucruri necesare și care vor fi folosite. Zeci de ani de aici încolo. Deci ăștia sunt banii, domnul Turcă. Am înțeles. Avem o nouă legătură telefonică, ne-a sunat și domnul Giovanni Becali. Bună seara, domnul Becali. Bună seara și atât dumneavoastră cât și domnul. Vă ascultăm. Aș vrea să intervin și eu pentru că practic a fost o discuție între Gică și care până la urmă nu s-am... Probabil Gică e puțin iritat pentru situația fotbal română și toți suntem iritați de chestia asta. Gică n-a vrut să scoate în evidență incapabilitatea președintelui și a federației. Gică a vrut să scoate altceva. Gică și nici faptul ca să persoana non grată sau să desfințeze Liga, pentru că e normal, președintele federației are dreptate, e un ligă statutară, înscrisă la federație, înscrisă la minister și așa mai departe. Problema este numai de atitudine aici, bă, e problema. Și eu știu și am fost documentat din ziarele după acele scandaluri cu Liga, când Mircea Sandu a luat această atitudine contra celor de la Liga. Contra declarațiilor, nu împotriva persoanei a declarațiilor. Adică probabil a vrut să spună altceva. A spus că la comisiile, la comitetul executiv ajung comisii definitive, și federația acolo trebuie să pună piciorul în prag. Fără să mai întrebe Liga. Domnul președinte, nu știu dacă mă înțelegeți. Adică când o sentință definitivă dată de Comitetul Federal, voi dumneavoastră trebuie să o aplicați. Asta vreau să spună Gică. Înțelegeți dumneavoastră? N-a vrut Gică să vă atace pe dumneavoastră. N-a vrut... Nu vă poate ataca. Eu nu vreau să atac. Vorbea de Gică Dragomir. Domnul președinte, dumneavoastră știți ce relație aveți cu Gică. Știți acum? Relația și Gică e așa. Acum mâine vine în birou și vă discutați încă două ore cu el. Problema că el a fost puțin supărat, vă dați seama. N-a fost condiționat de 9 puncte și așa mai departe. Dacă îi se dea încrederea, încrederea, Gică continua la echipă. Domnul Becali. Da. A spus foarte clar Gică, crede pe Mircea Sandu că nu mai este cel care a fost cu jucătorii, inclusiv cu el. Mircea Sandu a trecut de partea lui Mitică Dragomir și a Ligii. Asta a spus. Mircea Sandu este același conducător capabil. Am declarat că sunt cu jucătorii și nu sunt cu Dragomir, cu Liga sau mai știu eu cine. Probabil Mircea Sandu a vrut să spună că Gică a vrut să spună că Mircea Sandu ca organ suprem trebuie să pună piciorul în prag după niște sentințe definitive ale Comitetului Federal. Și slavă Domnului, și eu știu că aici Mircea Sandu a încercat să mediatizeze tot diplomatic, să nu se ajungă și așa mai departe. Văd că Liga, până la urmă, a depuntat o echipă ca sportul. A pus piciorul în prag. Mircea Sandu, când are o sentință a Comitetului Federal, nu mai trebuie să țină cont de nicio Ligă, trebuie să pună în aplicare ceea ce a decis Comitetul Federal. Am dreptate, domnul președinte. Dom'le, eu ca să... Deci Comitetul Executiv nu mai trebuie să primească, să judece cazuri de litigii, de indisciplină, de arbitraj. Da. Am rugat pe ministrul tineretului și sportului să facă toate demersurile, să creeze un tribunal al sportului românesc. Bravo! Să fie la minister. Perfect. Până atunci aveți noastră legea ca să acționați absolut după o sentință definitivă a unui comitet federal. Asta vreau să spuneți. Absolut. Dumneavoastră,
din diplomația, din bunătatea pe care o aveți, ca să nu facem rău unul altă, nu se poate, domnule, dacă nu luăm o dată decizie, nu se poate, domn președinte, nu ați știți foarte bine, nu? Deci Liga a pus piciorul în prag și a depunctat pe sportul. De ce nu s-a pus piciorul în prag să fie depunctate și alte echipe? Când au plătit jucătorilor, când nu ați avut sentinția pe masă, domnul președinte. Aici e problema. Aici vedeți că irregularitățile care se produc. Departe de el gândul că are ceva cu dumneavoastră. Dumneavoastră știți foarte bine ce relație are cu dumneavoastră. Bun. Mulțumim. Așa, că... nu. Domnul Dragomir m-a atacat subtil puțin că știe Gică. Parcă Gică ar fi fost complice cu mine la vânzarea lui Mutu sau altor jucători. Mutu a fost vândut pe 1 milion, a fost vândut pe 2.200.000. Iar pentru faptul că domnul Dragomir spune că ne pleacă jucători în țară, țin să-l atenționez că Steaua nu vinde de 4 ani niciun jucător, probabil nu va vinde încă 3 sau 4, pentru că trebuie să-și formeze echipă, și n-a depășit niciun tur în cupele europene. Dați-mi, domnul președinte, explicația dumneavoastră. Bun, mulțumim pentru... acest atac subtil. Mulțumim pentru intervenție, domnul Becali. Numai bine. Numai bine, sănătate. La revedere. Ați hotărât menținerea lui Ian Gheorghiu la echipa națională. De ce? Domnul Tucă, am avut această experiență unde nu l-am acuzat pe Gică Hagi, în care s-a creat un șoc la echipă. Șocul putea să fie pozitiv sau negativ. Echipa a jucat bine, a putut peste, am câștigat, am jucat bine în Slovenia, am pierdut. Am jucat bine în București, n-am avut șanse să o băgăm, dar am pierdut calificarea. S-a creat, zic eu, o mișcare. N-am vrut să mai creez încă o dată o stare. Ca un antrenor care să vină acum, care să vină acum pe ultimele 4 meciuri, să nu se califice eventual și să plece cu o presiune psihică și el și jucătorii care are în noua campanie. E un început de drum, de un an și ceva cu Iordănescu. Are un obiectiv și un contract care spune foarte clar că trebuie să califice echipa națională pentru 2004. Dacă după ultimele meci din grupă nu e calificat, contractul se poate rupe amiabil fără niciun fel de problemă. Deci asta este problema. Trebuie să avem continuitate. S-a discutat și înlocuirea lui Bănesc? Sau nu s-a mai discutat? Nu, eu n-am nicio deci secundă. Deci ați mers tot timpul pe mâna lui Anghel Iordănescu în continuare. Domnul Tucă, eu n-am demis de la echipa națională. Eu am propus și s-a aprobat decât doi antrenori. Pe Cornel din 92 și pe Pițurcă în 90 și... Știm bine cum s-a întâmplat, da. 99. Uh-huh. În rest, s-a spus că au fost mulți antrenori. A fost pentru că Mircea Rădulescu și-a dat demisia, Beloni și-a dat demisia, Gică și-a dat demisia. Ce să fac? Deci dumneavoastră nicio secundă nu v-ați gândit să renunțați la Iordănescu? Iordănescu i-a spus imediat, am stat cu el după ce a făcut conferința de presă, n-am apucat să vorbim înainte. Și a spus că niciun caz nu ce poate să-mi dea și de ce ați plecat la meci la scorul de 2-2? Domnul Tucă, de superstiție. Păi pentru că mai n-a mers superstiția. N-a mai mers. N-a mai mers și de-abia astăzi, că chiar vorbeam cu Puiu, am realizat că și la Ljubljana tot așa am făcut la 1-1. Pentru că aveam alte antecedente. Dar dacă n-a mers la 1-1, nu trebuie să plecați la 2-2. Pentru că azi am realizat că de fapt și la Ljubljana am plecat. De ce nu v-ați dus în vestiarul jucătorilor după meciul cu Slovenia? E o greșeală mea. E o greșeală mare a mea pe care am făcut-o, dar vreau să spun că am rămas în stadion încă vreo oră și jumătate. Dar nu v-ați dus acolo? Dar am rămas în cabina aia de sus, loje, cum îi spune, dar n-am putut să mă ieși după scaun. Este vina mea. E totuși mare lucru, spuneți că e o greșeală a dumneavoastră, pentru că sunt mulți care nu vă trebuia să fiu acolo, lângă copii, lângă băieți, lângă antrenori, pentru că o prezență te încurajează, fără doar și poate. Avem la telefon un prieten al noastră, domnul Cosmin Gușe, vă spune ceva? Da, cum sunt? Că am înțeles că a cerut demisia dumneavoastră. Păi facem schimb de locul, nicio problemă. V-ar primi locul. Păi mă scriu și eu în politică, vine dânsul la fotbal. Domnul Gușe, bună seara. Alo? Bună seara. Bună seara. Am înțeles că a cerut demisia, nu numai a domnului Iordănescu, s-a spus că e o demisie binevenită, dar sunt și alții care trebuie să-și dea demisia, adică domnul Mircea Sandu, domnul Mitică Dragomir. Vă mențineți poziția? Deci o menține Cosmin. Am avut o poziție pe care... am exprimat-o ca suporter pentru că Mircea nu înțelegea foarte bine ce calitate aș putea eu să mă exprim și sigur că eu nu o să mă exprim într-o calitate pe care el o are sau... ca suporter respect poziția, fără probleme. Nu poate, domnule, e secretarul general al PSD, nu poate ca politician... Și eu fac pe suporter aici, dar nu sunt suporter. Păi, ești într-un partid? Nu, nici nu o să fiu vreodată. Da, vă rog.
Vă mulțumesc, domnul Tucă. Ați sesizat, probabil, din discuțiile care au fost în această seară, că, într-un fel sau altul, starea în fotbalul românesc chiar asta este. Este o stare, din păcate, dominată de certuri, dominată de lupte între tabere, dominată de lipsă de respect. Nu poate nimeni în România să vorbească sau să-l acuze pe Gică Hagi, așa cum el a fost acuzat în această seară, indiferent ce opinie ar exprima Gică Hagi. Și cred că poziția pe care a avut-o Mircea la un moment dat referitoare la Gică se datorează doar nervilor. El nu poate să fie tras la răspundere pentru afirmațiile pe care le face despre fotbal, pentru că, într-un fel sau altul, l-a demonstrat tuturor că se pricepe foarte bine și eu aș vrea să interpretez gesturile pe care el le face ca niște gesturi de implicare în fotbalul românesc care ar trebui să ne mulțumească. Sigur, gândurile sunt foarte multe, tot timpul oamenii sunt puși în fel de fel de tabere, sunt alocați unor grupuri de interese. Cred că Gică Hagi nu merită o astfel de alocare și cred că merită să dezbatem extrem de obiectiv ceea ce se întâmplă. Și repet, eu o fac ca un suporter. Eu cred că e un mare scandal în fotbalul românesc în momentul ăsta și se va ieși foarte greu din această situație, mai ales că a fost vorba de o înfrângere usturătoare aici, suferită de România. Sigur că se vede că treaba că Danemarca a pierdut astăzi. Sunteți în continuare pentru demisia lui Mircea Sandu și a lui Mitică Dragomir? Sincer. Eu am vorbit despre demisia, am vorbit, pentru că nu vă aud în telefon și atunci vă aud cu o anumită întârziere la televizor și ăsta e motivul pentru care întârzi anumite răspunsuri. Aveți o mică defecțiune tehnică. Nici nu m-am îndoit că trageți de timp, ci doar așa, ca să vedeți, auziți până la capăt ce spunem noi. Da, e bine că m-auziți oricum. Da. Deci? În legătură cu ce am spus și cu ce pot să repet acum, au fost practic două elemente. Primul a fost legat de dezamăgirea mea că Pui Ordănescu, care este un bun prieten al meu, pe care îl apreciez foarte mult, dar una este una, alta este alta, l-a rămas la o decizie care, din punctul meu de vedere, ar fi putut să genereze în fotbalul românesc un val de schimbări benefice. Pe de altă parte, apreciind lucrurile bune, și o spun extrem de sincer, pe care Mircea Sandu și alții asemenea lui l-au făcut în fotbalul românesc, la capitolul organizării fotbalului românesc, cred că această stare în care am ajuns trebuie să aibă un final în care anumiți oameni trebuie să se retragă pe anumite poziții strategice. Noi vorbim aici de o situație care ține de multă vreme. N-am folosit în declarațiile mele numele lui Mircea Sandu, am folosit numele conducerii federației, pentru că și cu Mircea am o relație amiabilă și extrem de pozitivă de discuții și am avut, dacă vreți, o jenă să vorbesc la modul personal despre el, pentru că efectiv înțeleg momentele prin care trece. Nu sunt niște momente bune, după niște momente bune pe care le-a traversat, dar noi vorbim de următoarea situație. Vorbim de ani în șir în care echipa n-a mai avut rezultate, vorbim de o înfrângere cu 1-0 în fața Norvegiei, care a fost un mare eșec, și de o înfrângere cu 5-2 în fața Danemarcei, care a fost un mare dezastru. Dar mai mult decât atâta, este această situație care perpetuează în fotbal aceste acuze reciproce. Numai în emisiunea dumneavoastră s-au făcut afirmații foarte grave, poate că majoritatea sunt calomnii, dar s-au făcut aceste afirmații de la nivelul și între niște oameni care conduc fotbalul românesc sau care au avut o mare importanță pentru România. Deci dacă aceasta este situația, ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, domnul Tucă, că până luna iunie, când avem acele meciuri, avem nevoie de responsabilitate și control, eu nu cred că vom putea ajunge acolo. Mai este încă un lucru. S-a vorbit foarte mult și Mircea a insistat despre cei peste 200 de oameni care l-ar vota. Și eu cred că l-ar vota. Dar problema aici se pune, dacă vreți, și la nivelul celor ca mine. Acum, ghinionul meu este că sunt și persoană publică, a suporterilor. Și dacă e să facem comparația cu politica, din 4 în 4 ani politicienii merg la vot și într-un fel sau altul plătesc pentru greșelile pe care le-au făcut sau capăt aprecierea publică pentru lucrurile bune pe care le-au făcut. Aici nu e vorba de poziția lui Mircea Sandu în cadrul federației, care este o poziție solidă și pe care a demonstrat-o de fiecare dată. Este vorba de poziția publică a lui Mircea Sandu, care este un om, repet, care a făcut multe pentru fotbal, dar care, la ora actuală, este șeful unei federații
care guvernează peste un fotbal, din păcate, falimentar. Și acel moment zero despre care se tot vorbește nu poate să fie realizat pe complicitățile care există la această oră. Pe oamenii care promit mereu că se îndreaptă, dar nu o să o facă niciodată. Pe declarații pompoase că nu vor mai realiza blatul, că nu se vor mai face asemenea lucruri, și apoi pe presiuni venite asupra unor persoane. Și ăsta este încă un motiv pentru care eu n-am dorit să discut despre numele unor persoane, ci despre un complex de conducere. Și cred că dacă am accepta acest nivel de discuție, am avea niște șanse, pentru că, așa cum spunea Gică mai devreme, aici e vorba despre România și fotbalul este pasiunea fiecăruia dintre noi. În momentul în care ne implicăm într-un lucru pentru care nutrim pasiune, putem să facem și greșeli, dar dacă suntem la capitolul organizare și dacă tot putem să ne exprimăm și noastră, faceți dezbateri pe această temă, cred că e bine să le facem pe bază de argumente și să lăsăm la o parte, pasiunile. Noi avem o situație favorabilă din anumite puncte de vedere. Poate că jocul rezultatelor și ne dorim aceste lucruri să ne ducă în postura în care să fim din nou în prim plan. S-ar putea să nu se întâmple așa, să avem o certitudine. Există totuși o generație de fotbaliști tineri, generația care urmează după generația de aur, care au o șansă foarte mare să ne ducă mai departe, să fim din nou mândri, pentru că noi ne-am pierdut statutul. Aduceți-vă aminte că cine venea în România era învins din start și unde mergea România să joace în deplasare în urmă cu ceva vreme, eram aproape învingători din start și eram o echipă temută. Eram o echipă predictibilă din punctul ăsta de vedere. Acum nu mai suntem așa și nu pentru că jucătorii n-ar fi valoroși. Ei sunt valoroși, dar e o stare care domină fotbalul românesc, o stare din care poate să piardă un om ca Pui Ordănescu, care merită aprecierea și din perioada în care a fost jucător și din perioada în care a fost antrenor și a avut rezultate, și din care poate să piardă și un om ca Mircea Sandu, care părerea mea este că în urma lucrurilor bune pe care le-a făcut, este din păcate victima unui sistem de complicități care poate să-i blocheze foarte multe din acțiunile bune pe care mai dorește să le facă. Mulțumim, domnul Gușe, haideți să facem adiționale. Mulțumim mult pentru intervenție. Da, domnul, că noastră m-ați rugat să am această poziție și mi-a părut bine că am putut să intervin pe un subiect. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Mi se pare că, într-adevăr, a fost binevenită. Bună seara! Vă mulțumesc, bună seara! La revedere! La revedere! Aveți ceva de comentat? Sigur că... A dat-o, frumos, așa, adică, ca un secretar general la... Politician, diplomat. Uite ce se întâmplă. Fie prieten cu noastră, dar până la urmă trebuie, nu, fiind victima complexului ăsta. Nu, nici nu ne respectăm niciun fel de probleme. Pentru că am fost acuzat că n-am adus foști jucători. Păi eu am adus 10 foști jucători la echipele naționale, în acești 4-5 ani de zile. Antrenori? 10. Antrenori, că ei sunt antrenori, păi marea majoritate. Antrenorii pleacă și vin. Păi ce să aduc, ce să-i fac? Să-i fac eu ce? Federație, vicepreședinte, ăla. Păi cum să-i fac eu vicepreședinte, dacă eu au vrut antrenori? Păi nu, Ilie, dar sunt unii pe care... Gică Mihali, Tudorel Stoica... La nivel de... Dar n-au decizia decât la echipele de tineret, la echipa de... Ce decizie? Domnul Tucă, conduceți o parte nimic, din... O parte amărât, din emisiunea Tucă Show, aveți asta o grămadă de oameni... Vi s-a părut că o conduc eu, n-aș văzut pe la telefon. Veniți, da. Nu conduc nimic, domne, spune. Să ai 60 de oameni salariați. Să știi că trebuie să faci fonduri. Să nu, știi că responsabilitatea să mare, nu că aveți 60 de angajați, domnule. Păi da, deci încep de acolo. Administrație, fișe de personal, state funcțiuni, știți ce zicea de impozii, Gușe? Zicea că, domnule, sunteți într-un fel sau altul victima acestui complex nenorocit care până una alta conduce fotbalul românesc. Domnul Tucă, nici nu pot să mă dau departe acum. Nu ca știu eu la președinția federației. Dar și să faceți casa aia fotbal să vină altul în locul dumneavoastră? Dar măcar vreo 2 ani tot trebuie să mai stau acolo. Poate obțin de la guvern chestiile astea. De la guvern nu obțineți nimic. La telefon, doamna Ecaterina Andronescu. Bună seara, doamnă. Bună seara. Vă rugăm. N-am putut să urmăresc de la început emisiunea dumneavoastră, dar am înțeles că într-o anumită porțiune a ei s-a vorbit despre cluburile sportive școlare. Da. Și îmi pare nespus de rău, pentru că eu am mai fost într-o emisiune pe un post de televiziune împreună cu domnul președinte Sandu și am spus și acolo cât se poate de răspicat. Și îmi pare rău, domnule președinte, dar cred că fair play-ul vă caracterizează pe dumneavoastră sportivii sau foștii sportivi toată viața.
Știți foarte bine că am declarat cât se poate de clar că nimeni nu intenționează să desfințeze cluburile sportive școlare. Și atunci întreb și eu, ce fel de fair play aveți dumneavoastră față de mine atunci când faceți acuzații care nu se pot dovedi în niciun fel? Da, doamna ministru, vă rog să-mi permiteți. Vă rog să mai îmi permiteți doar un minut să spun, ca o dovadă și ca un argument în susținerea lucrurilor pe care le-am afirmat, o reprezintă hotărârea de guvern pe care am promovat-o în urmă cu 3 săptămâni și din care rezultă cifrele de școlarizare, care nu sunt deloc modificate față de cele de anul trecut. Deci, doamna ministru, vă rog să-mi permiteți, bună seara, bună seara, să vă spun că noi, sportul românesc, ne tragem seva performanța din activitatea... Dar nu este nevoie să spuneți că știu lucrul acesta. Știți lucrul acesta și mă bucur sigur că știți. Însă, domnul președinte, dacă dumneavoastră doriți ca și noi să obținem rezultate, atunci aici, în aceste cluburi sportive școlare, lucrurile trebuie să fie foarte corecte și foarte drepte. Da. De aceea noi facem o evaluare a tuturor cluburilor sportive și vrem în cât mai puține să regăsim situația pe care am găsit-o la Ploiești. Când finanțam 860 de sportivi în clubul sportiv și înscriși erau 140. Împotriva acestor situații eu mă ridic. Sigur, îmi pare rău că s-au făcut astfel de manevre. Dar pe mine, să știți că eu m-am referit și mă refer mai puțin la activitatea sportivă sub control, legitimați. Eu mă refer la fondul care trebuie să crească și ăla nu poate fi extras decât din școli, din competiții școlare, din activitatea de educație fizică, unde antrenorii de la toate sporturile să meargă săptămânal și împreună cu școlile să organizeze astfel de competiții. Suntem, ca fond de sportivi, de viitor performeri, suntem la pământ. Fotbalul are 90.000 de jucători legitimați, iar Germania are 7 milioane. Bine, dacă, e altă populație. E 80 de milioane, dar noi avem 20. Dacă noi, prin toate aceste mijloace de a atrage copiii, nu creăm o creștere de 300.000 până la 400.000 de jucători legitimați la fotbal în viitorii 4 ani de zile, nu o să avem șanse să progresăm din punct de vedere tehnic. Asta este problema care mă fac eu și nu că acele cluburi sportive școlare care s-a discutat ar fi dispărut. Poate m-am exprimat greșit. Pe mine asta mă pasionează, doamna ministru. Fondul, baza. Domnul președinte, fondul este cel pe care dumneavoastră îl spuneți, dar în timp ce aceste cluburi sportive au aproape 100.000 de sportivi și ei sunt cei care merg în continuare la performanță, nu credeți că ar fi normal ca federațiile sportive să vină în mai mare măsură în sprijinul acestor sportivi care cresc în școlile de performanță? Da. Nu vi se pare mai normal să fim sprijiniți? Nu să fim sprijiniți în sensul în care trebuie să plătim taxă de înscriere, trebuie să plătim legitimațiile în fiecare an, nu știu de ce se schimbă, trebuie să plătim intrarea în competiții, trebuie să plătim arbitrii și așa mai departe. Adică, de ce federațiile așteaptă numai avantaje de pe urma acestor cluburi și nu înțelegem să ne dăm mâna și să sprijinim sportul de performanță, ca și sportul de masă? Noi suntem deschiși, însă până una alta, noi îi creștem în aceste cluburi sportive pe copii cu performanță, federațiile iau, îi vând, ca să vorbim în cazul fotbalului, iar niciodată în clubul sportiv nu se întoarce nimic din beneficiul pe care ulterior federațiile îl obțin de pe urma acestor copii crescuți. Doamna ministru, nu sunteți informată. Deci, cum să nu fiu informată? Sunt foarte bine informată. Lăsați-mă, vă rog, să-mi spun ceea ce știu eu, care știu foarte bine. E adevărat, să plătesc taxe de participare, să plătesc carnete, să plătesc amenzi și așa mai departe, penalități. Dar acei jucători de la cluburile sportive școlare se transferă nu la federație, ci la alte cluburi. Ori noi cred că suntem singura federație care am obligat cluburile de divizia A, B și C să plătească o grilă de la 6.000 la 2.000 de dolari în funcție de divizie la care sunt transferați jucătorii acelor cluburi sportive școlare. Dacă directorii sau profesorii sau antrenorii de acolo fac ei alte lucruri, asta eu nu mai știu. Deci asta este problema. Banii se întorc când se transferă la cluburi. Nu se întorc la club, nu se întorc bani. Asta aș vrea să știți dumneavoastră că se poate declara.
Doamna ministru, înseamnă că cineva de acolo ia banii. Este asta... regulă care ei trebuie să o respecte. Se pun de acord. Nu știu cu ce fac, dar este regulă și cred că e singurul sport care a preîntâmpinat și a prevăzut acest lucru. Că trebuie o despăgubire care se numește... Nu este o despăgubire, este vorba de o sumă de bani care trebuie să se întoarcă la club pentru ca acel club să poată da mai mult sportivilor pe care îi crește. Tocmai de aceea le-au făcut această grilă. Instanță, problema. Dar sunt dispus să ne vedem, eu am mai mult timp, când dumneavoastră veți dispune de timp, ca să discutăm și această problemă a taxelor, să le mai micșorăm, sigur că da. O secundă, haideți că l-avem la telefon, rămâneți puțin, doamna Andronescu, și pe ministrul sporturilor și tineretului, domnul ministru Gingăraș. Bună seara, domnul ministru. Alo? Bună seara. Vă ascultăm. Domnul Tucă, vă rog. Mă bucur că am intrat în direct la emisiunea dumneavoastră. Pentru că s-a solicitat întotdeauna sprijinul guvernului vis-a-vis de fotbal. Noi tot timpul am susținut Federația Română de Fotbal. Sediul este pe terenul oferit gratuit de minister. Meciurile pe stadionul național din complex au fost cu prețuri modice. Sprijinul care îl solicită la guvern a fost întotdeauna deschis. Și vorbim de sume care trebuiesc alocate pentru sport în general. Dar noi cei de la guvern avem salarii de 5-600 de dolari, în timp ce în federație nu știu de cât... Eu am 700, domnul ministru. Dar cred că sunt de 7-8 ori mai mari și se pot face... Domnul ministru, economii. Am 700 de dolari salariu, domnul ministru. Atunci e foarte bine dacă e așa și mă bucur să aud acest. Sunt statele de plată la dispoziție. Astăzi stadionul a revenit la... La minister stadionul. Noi de mâine, teoretic, putem începe refacerea completă a drenajului, se dorește un gazon mai bun. Am aflat acest lucru în noiembrie, că până atunci toată lumea a zis că stadionul național e ghinionist și e prea departe tribuna de spectatori. Unde o să joace echipa națională dacă noi începem modernizarea vreo 6 luni, va trebui să facem un gazon adevărat acolo. Deci, practic, întotdeauna strategia, vedeți, pe zona asta nu prea a fost bine pregătită. Avem în vedere că în următorul pachet legislativ m-am exprimat greșit. Deci, în următoarea etapă legislativă să prezentăm din partea partidului refacerea stadionurilor, în special cele din divizia A. Așa cum am avut programul cu cele 400 de săli de sport. Și în acest sens, programul ăsta național trebuie să fie și de o parte și de alta susținut. Și de federație și de guvern. Pentru că se face apel la guvern, într-adevăr. Și atunci eu tocmai de-aia astăzi am cerut, în mod deschis, să vedem cu ce parteneri avem de face, în special din 1992 și până astăzi, să vedem ce prime s-au dat, ce salarii au fost acolo, cum au fost orientate fondurile, pentru că e ușor când e bine, îți ai avantaje în interesul tău, când e vorba de cerul la stat, cerem la stat. Alo, stai puțin că dumneavoastră cam acuzați acum aceea, adică ce e bine e la tine, ce e rău e la guvern. Dar chiar n-am înțeles. Așa a spus în seara asta, guvernul să facă stadioane, să ne facă... Păi să facă, domne, că peste tot în lume... Optime, domnul ministru, peste tot în lume, statul face stadioane, face săli, face infrastructură ca să aibă sănătate poporul și după aia și performanța. Asta este, domnul ministru. Și noi eu mulțumesc pentru că mi s-a atribuit un teren, mi s-a concesionat pe 49 de ani și ne-am îndrit că am adus cei mai mari reprezentanți ai fotbalului mondial, care îi vedeam doar la televizor, că am adus campionatul european de tineret în România după 40 de ani, din 62, după aproximativ 40 de ani. Deci muncim în echipă, să spun așa, chiar dacă sunteți minister și noi federație. Dar domnul ministru... Păi nu, noi suntem în echipă. Deci noi, eu am considerat întotdeauna că sunt în echipă. Da, de acord. Noi am dat ultima oară stadionul, când era la minister, cu 1600 de dolari. Iar dumneavoastră niciodată n-ați vrut ca acest stadion să primească un cuantum de 5 sau 10% din încasările biletelor. Reclama care este pe stadion, întotdeauna a luat-o federația. Deci, eu de-aia vreau să spun, întotdeauna facem apel la guvern
Și guvernul este prezent și va fi prezent, pentru că deja fotbalul e un fenomen social și vrem să ajutăm într-adevăr, însă și cu gazonul din noiembrie. N-are, domnule, guvernul nicio vină, hai că au nebunit toată lumea cu guvernul, cu vina guvernului. Dacă îmi cereți acest lucru dinainte, din martie anul trecut, aveam gazon după o rețetă mult mai bună, dar ne-am apucat în noiembrie în dorința de a avea gazon. Nu a ieșit așa cum trebuie, e de vină guvernul. Nu are nicio vină, domnule, guvernul, cu data aia că... Noi nu jucăm pe stadion, că suntem superstițioși, la Lia Manoliu nu se poate. Deci dacă de mâine noi reparăm, intrăm în reparații cu stadionul, unde o să jucați cu Naționala? Când? Jucați în zona limitrofă a Bucureștiului? Când, domnul ministru? Când? La Mogoșoaia? Când? Păi nu, vă întreb, deci o gândire totuși a dumneavoastră. De domnul ministru, când acest stadion va deveni stadion de 4 stele, vă garantez, dacă eu mai fiu acolo, că toate meciurile echipei naționale se vor juca pe el. Dar eu peste deci, 3 zile trebuie să anunț la UEFA unde joc cu Bosnia și Herțegovina. Eu pot astăzi, cum deci, e terenul. Ministerul Sportului, Guvernul României se implică să modernizeze acest stadion începând de anul acesta, ca urmare a cererii dumneavoastră, care n-a existat până în noiembrie anul trecut. Perfect, domnul ministru. Dar eu vă spun, dacă în iunie, dacă se apucă acum să se facă această investiție, probabil că durează 2 ani, pentru că acolo e de lucru. Dacă vrem să facem un stadion modern, e de lucru. Acolo deci trebuie 2 ani de zile. Noi, ministerul și implicit guvernul, dorim să facem un stadion de 4 stele și dorim o federație de 5 stele. Domnule, federația are, ca și guvernul, 5 stele din punctul meu de vedere. Mulțumim pentru intervenție, domnul ministru. Vă mulțumim pentru și intervenție. Bună seara. Doamna Andronescu, mai vreți să adăugați ceva? Da, domnul Udu, știți, am și eu tristețea mea. Cred, nu sunt o specialistă în sport, dar cred că prea mult și prea sus s-a ridicat interesul față de bani și prea puțin interesul față de munca aceea serioasă și migăloasă care construiește zi de zi performanța. Asta este marea mea supărare. Vă mulțumim pentru intervenție, doamna ministru. Mulțumesc. Bună seara. Bună seara. Pentru ultima dată în această seară publicitate. Stai! Stalinskaya, pentru cei puternici. I've been asking too much, you allowed me. Though I want to ask you to dance, you won't have me. Still the night is long and I'll have the sweet chance to... Alexander Ion, dorința care te apropie. Bună dimineața, bărbierit în fiecare zi. Uscată, ustură. Unde e problema? Nou, Nivea Formen Aftershave Balsam calmează complet pielea și asigură o hidratare perfectă după fiecare bărbierit. Bună dimineața! Relaxant, e special pentru mine. Nou, Nivea Formen Aftershave Balsam, pielea ta se simte mai bine ca oricând. Cu Skol Beer cele bune să se adune. Uită-te sub capace, combină 3 vedete din spotul Skol și pe lângă alte sute de mii de premii poți câștiga fără tragere la sorți peste 100 de milioane de lei. E limpede că-i bună, Skol Beer. Extraordinara promoție Diopa 3 plus 1 continuă. Cumpără acum 3 cutii identice de Diopa și o primești pe a patra gratis. Doar cu un litru de Diopa, cea mai bună vopsea lavabilă de interior, vopsești 12 metri pătrați la calitate maximă cu cost minim. Faci casă bună cu Diopa.
E multă plăcere. Și ce-i place familiei tale cel mai mult? Alune. Și caramel delicios. Cremă de nucat. Ciocolată bună. Și cel mai bine, toate împreună. Toffifee. Pentru că împreună e cel mai plăcut. E multă plăcere. Locurile și oamenii importanți pentru tine sunt România ta și fiecare dintre noi are o România a lui. Ursus îți dă întâlnire cu oamenii prezentului. Cu ce consideră ei important în România lor? Sunt Emil Holezeanu și vă invit să vorbim despre România fiecăruia dintre noi. Viața e frumoasă. Cu Orange ești mai aproape de jumătatea ta. Puteți vorbi oricând împărțind același abonament, iar costul pentru toate convorbirile și mesajele scrise între voi scade la jumătate. Aveți aceleași vise. De ce n-ați avea și același abonament? Avertisment. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Da, spuneți-mi ce vă propuneți pentru aceste meciuri care au rămas. Bănuiesc că doriți calificarea Anghelilor de Răscu. Eu cred că deja în această seară, prin acest rezultat al Bosniei, psihic vorbind, moral vorbind, deja am reintrat în cărți, practic. Stare. Nu, da, am reintrat în cărți. Sigur că da. Adică șansele alea de care vorbeam, așa, microscopice, s-au mai mărit. Și sigur că trebuie să tragi de ele, că se poate de mult. Parcă vă văd că o să vă calificați și după aia să-mi spuneți, vedeți că am avut dreptate. Domnul Tucă, nu asta este. E important pentru român. Nu să aveți dreptate pe de-a întregul, știți de ce? Pentru că starea de lucruri nu puteți contesta, domnul președinte. Da, eu nu contest. Campionat intens, scandal. Domnul Tucă, nu contest. Blaturi, nu știți de blaturile care s-au făcut? Serios acum? Domnul Tucă, caut și eu. Sigur că sunt în presă. Le-am sesizat, le-am atacat, am supus votului Comitetului Executiv sancțiunile. Am pierdut la vot, la mâna sus. Da. Ce să fac? Trebuie să mă supun democrației, nu? Nu este o situație bună în fotbalul românesc. Din toate punctele de vedere. Infrastructural, financiar, competițional, corectitudine, arbitraje, observatori. La nivel de... Deci și atmosfera este înfiorătă. Atmosfera. Aceste scandaluri permanente. Adică e o Babilonie totală. Vom discuta din nou după etapa asta de calificări. Se termină. În iunie vom ști, de fapt, ce se va întâmpla. Dacă batem în Norvegia, suntem ca și calificați. Și Bosnia acasă... Da, trebuie să piardă... Norvegia la Danemarca. Și prin Bosnia ceva. Și dacă îi batem și pe danezi aici, la Haideți ei... Haideți să câștigăm noi cu Bosnia. Bine. Este important primul meci. Mulțumesc pentru participarea în această seară la o ediție specială și maraton în același timp și totodată îmi cer scuze față de colegii la Observator pentru această întârziere. Nu se va mai întâmpla, de obicei nu se întâmplă. Ne vedem din nou mâine seară pentru ultima dată în această săptămână. Țineți aproape.